tare bucuroasă să vă spun că lângă mine se află domnul doctor Ovidiu Peneș, conferențiar, doctor în științe medicale. Bine ai venit, Ovidiu, și mă bucur din suflet să te revăd, mi-a fost dor de tine. Și mie. Atunci prin America, peste tot, prin lumea asta, cu conferințele tale și cu... Iar noi te chemăm pentru un subiect atât de simplu aparent, aparent, încât am apelat la tine tocmai pentru că ni s-a părut prea pe față simplu, știi, na, Ovidiu, găsește el ceva. Prezent în viața noastră. Da, continuu. E vară. Peste tot folosim aer condiționat în mașina acasă, la serviciu, în mall-uri, oriunde mergem, e aer condiționat. Primul lucru pe care aș vrea să știu este dacă acest aer condiționat, care nu-i dat de la Dumnezeu, deci nu ne-am născut cu el, cum ai învățat-o cu zahăr. Bă, Dumnezeu nu ne-a născut cu zahăr, nu mâncă zahăr. Aerul condiționat l-am inventat noi. E periculos? Poate să fie, poate să fie dacă e folosit cu cap foarte bun, da. Pentru că, iacătă, acum s-a distrus și stratul de ozon, nici temperaturile nu mai sunt ce erau. Și atunci trebuie să ne adaptăm. Din adaptarea noastră face parte și această mașinărie. Numai că, de multe ori, ea are niște limitări. Și vorbeai de mall-uri, alea sunt și mai periculoase pentru că sunt instalații foarte mari, deși sunt eficiente, au o serie întreagă de tuburi, de canale și o să vedem că acolo se pot dezvolta niște bacterii. Germeni, da? De tot felul pe care îi scuipă. Exact, prin fluxul de aer, mai ales dacă nu se face întreținerea la timp. Este o serie întreagă de filtre care ar trebui să funcționeze. E unde Dumnezeu să știm noi exact. Dacă se face întreținere sau nu. Te duci în magazin. Și da. Dumnezeu cu mina lui cea mare. Apoi sunt cele din casă, care pot să fie și tot cu sistem tubular sau unitățile standard pe care le are toată lumea în fiecare cameră în parte. Și acolo există o serie întreagă de filtre și o serie întreagă de modalități de funcționare care la fel se pot umple de o serie întreagă de bacterii, inclusiv, dacă ați auzit, dar asta în special pentru aerul condiționat din mall-uri, legionella. Da, o bacterie care aveau legionarii prin peșteri, care trăiește în mediul ăsta umed, și care poate să dea pneumonii foarte grave. Pe lângă asta există și alte tipuri de bacterii. Sau când sunt perioadele cu multe răceli, gripe, virusurile astea sunt tot acolo preluate, se duc și sunt recirculate. Pentru că majoritatea acestor aparate nu fac un lucru care ar trebui să-l facă mai întâi. Să extragă aer proaspăt de afară, să-l modifice, să-i modifice temperatura așa cum o dorim și apoi să-l aducă în casă. Deci să curețe aerul. Aerul, chiar dacă îi pare proaspăt, el este refolosit, recirculat. Și aici este o altă problemă, mai ales în spațiile foarte aglomerate, cu oamenii aceia care nu mai aerisesc, nu mai deschid geamurile din cauza eficienței energetice, nu costă mai mult să... dar nu mai aerisesc. Și atunci se primenirea recirculă, virusuri, bacterii, care sunt sau nu preluate de filtre, depinde cât de recent au fost schimbate și cât de eficiente sunt. Și aici, cumperi un aer, un aparat mai scump, poate să aibă inclusiv filtre de electronice, filtre de carbon și așa mai departe, mult mai eficiente și din punct de vedere al polenului bacteriilor, sau aparate mai ieftine în care recirculă un aer prost. Sunt oameni care nu suportă aerul condiționat pentru că nu suportă curentul în general. Și noi românii avem o vorbă pe care eu n-am înțeles-o niciodată, poate mi-o explici tu, mă trage curentul. E o gogoriță? Da, cu trasul curentului, însă dacă ne expunem unui jet direct de aer condiționat, asta e sub aparat exact. Direct. Și poți să experimentezi o serie întreagă de nevrite, deci de afecțiuni neuronale. Neuronul răcit foarte tare, deci zona nervoasă, răcită foarte tare și continuu și brusc și fără mișcare. Vasele de sânge au și ele niște contracții în prezența temperaturii scăzute direct pe ea și cu aerul dat la minim. Da. Poți să experimentezi o serie întreagă de nevralgie, de dureri pe traiectul, pe zona respectivă, deci disfuncții, un număr, un torticolis, da, o serie întreagă de contracții de genul ăsta care se pot avea legătură prin acest mecanism. Asta că stăm în curent și ne trage aerul și ne îmbolnăvim. Japonezii înțeleg că fac în așa fel încât vântul să ventileze. Atenție, ne trebuie aer primenit. Aerisirea este cea mai importantă și dacă vreți să vi se răcească aerul mai bine, întâi deschideți larg geamurile aerisiți. Țineți minte să aerisiți la fiecare 2 ore. Și dau aerul condiționat la minim. Adică? Ei dau la minim aparatul. Nu e bine să nu facem asta. Da?
Pentru că dacă aparatul permite 16 grade, noi vrem să se răcească rapid. Deci, o altă chestiune. Ești afară încins. Da. Sunt 35 de grade la umbră. Și intri... Totul s-a întins și intri direct în climatizarea cu pusă la 16 grade. Faci șoc. Deci, e foarte important. Vazoconstrict, adică se închid vasele de sânge, că poate să crească tensiunea arterială. Poți să ai jocuri tensionale, mai ales persoanele, atenție, care sunteți cu tratamente de tensiune. E foarte important să faceți adaptarea asta treptată. Nu ajungeți în scara blocului, stați puțin, 5 minute, 7 minute la temperatura aia, ne apropiem, intrăm, apoi ajungem în casă și dăm drumul la aerul condiționat. Ușurile, și pe care nu-l fixăm la pe 16, nu? Ci, vedem, au fost 30 de grade afară, întâi punem la 25. Bun. Stăm o oră, două ore, tot va fi mai bine, pentru că deja... Care e diferența de temperatură la care corpul se adaptează mai ușor? De exemplu, 35-25, da, 10 grade? Da, 10 grade deja e mult. E da? Mult, nu? Deci de aceea am spus 5 grade. Deci cu 5 grade treptat. Și intrăm întâi într-o anticameră sau în scara blocului sau într-o instituție unde am intrat. Așteptăm un pic în zonele, stăm la umbră, nu venim direct din soare. Da? Și... adaptăm temperatura și apoi, dacă dorim în 2 ore, 3 ore, să ajungem la temperatura ideală. Care e temperatura ideală? Vara, 22-23 de grade, deci nu mergeți mai jos, inclusiv unde aveți climatizare eficientă. Mențineți temperatura la 22,5-23 de grade, dar ajuns treptat. Aerul condiționat din mașină față de aerul condiționat din încăperi, e mai periculos un picuț? Pe sau? Lângă faptul că atunci când intrăm în mașină, bate în mașina a stat sub soare. Sigur. Toate componentele de plastic, și vedeți că aici să aibă legătură cu ventilația și cu aerul condiționat, toate componentele de plastic încep să emită zeci de mii de substanțe, multe dintre ele cancerigene și toxice. Și un lucru esențial, deschideți portierele mașinii, dați drumul la ventilație și lăsați 5 minute să se ventileze, să se elimine toate aceste substanțe din sistemul de ventilație odată. Deci, ține de aer condiționat. Și apoi, reglați temperatura pe aceleași principii, treptat. Ajungem de la temperatura din exterior, în funcție și de cât de încins suntem, că una este dacă venim din casă, direct în mașină, care s-a ventilat și... Dar frumusețea e când duci într-un taxi. Exact. Acolo avem o problemă, că aerul... Poți să ai noroc și taximetristul trebuie să facă economie de carburant și să nu fie pornit aerul condiționat și să-l pornească. Dar, dacă se întâmplă asta, lăsând gluma la o parte, deschidem larg ferestrele ca să adaptăm puțin temperatura. Da? 5-10 minute și apoi începem să închidem din aceste ferestre și ușor, ușor, că știți, la mașină imediat deschizând portiera, temperatura se poate regla mai ușor. Poate regla. Da? Deci una peste alta, aerul condiționat din mașină e un pic mai... Mai ales la, pentru cei posesorii de autoturisme care, în general, le parchează și rămân în soare. Și atunci, mare importanță aceste componente toxice care, odată pornit cu ventilația foarte puternică, le inhalăm, le avem pe piele. Deci ce avem de făcut aici? Deschidem larg portierele, pornim ventilația și apoi începem să urcăm. 5 minute. 5 minute, da, obligatoriu, 5 minute să se elimine toate aceste substanțe sau o mare parte din ele, că toate nu se pot. Alte lucruri se pot întâmpla în instalația ochii, conjunctiva. Da. Și fie că stai direct, fie că nu stai direct, purtătorii de lentile de contact sau, nu neapărat, după o anumită vârstă, glandele lacrimale nu mai secretă suficient. Și atunci ochii devin uscați. Pentru că aerul, în aparatul de aer condiționat, mai ales cele mai puțin performante, usucă aerul ca să aibă eficiență. Corect. Și scad foarte mult umiditatea. Și atunci, când ai umiditatea scăzută, e foarte afectată ochiul, da? Nu mai este lubrefiat și faci conjunctivite, faci iritații ale pleoapelor, deci și cornea e afectată, și pleoapa, și pe termen lung, acolo se deschid căi de intrare pentru o serie întreagă de bacterii, virusuri și, deci, patologie. Alergicii, la fel, mucusul de la nivelul nasului și de la nivelul plămânului are și el un grad de umiditate ca să fie imunitatea eficientă, să fie protejat. Când acestea se usucă într-o cameră cu aer condiționat, mai ales excesiv, poți să te supui unor probleme de imunitate
care să te facă mai susceptibil la virusuri și bacterii. Deci tu te îmbolnăvești mai ușor, nu din cauza temperaturii, ci din cauza faptului că nu ții cont ca într-o cameră de asta să-ți pui și un aparat de umidificare. Mulțumesc foarte mult! Am stat de vorbă cu domnul dr. Ovidiu Peneș, conferențiar doctor în științe medicale, despre un subiect atât de simplu aparent, care este aerul condiționat.